Dragilor, of, acum am uitat la acel short postat de mine și nici acolo nu se pot pune în comentarii, nu se pot scrie comentarii. Of, sunt așa de supărată, de ce, de ce, de ce, de ce, de ce nu putem să facem așa, de ce sunt dezactivate, de ce, de ce, de ce? De ce? Mă întreb eu și de ce, de ce, de ce, de ce, de ce? Pot spune și o mie de ce, doar că nu pot spune peste 15 sau 10 minute. Și, oh, România, please toilet, ce ciudat. Of, știți că eu de obicei fac, adică fac... Adică eu fac videoclipuri foarte, foarte scumpe. Știu că le fac foarte, foarte, foarte scurte, dar nu știu de ce, dar că eu nu pot să văd și dacă vreau să opresc, trebuie să dau aici la notificări sau aici, de aici, de lângă aia. Înțelegeți? Și nu pot să mă uit la ce oră, nu pot să pun nici pauză. Acest Game Buster... este ciudat, rău de tot. Vreau să-mi schimb telefonul de ziua mea, dar nu o zic de când este ziua mea. Și, da. Sunt foarte supărată. De ce, de ce, de ce? De ce nu pot? De ce comentariile mele sunt dezactivate? Ce e ciudat? Nu. Stempi. Nu. Ce vrei tu, datule, de la mine? Hai, ia-mă în brațe și pleacă, nu te mai văd. Asta e un trădător. Știți că în noul update, aici, s-a pus acest scaunel de aici. Deci s-a pus aici, între picioare, un scaunel. S-a pus ceva. Și mă întreb eu, de ce s-a pus? De ce? Of, sunt atâtea pe care aș vrea să vi le spun, dar că în 10 minute nu reușesc. Păcat. Acum, dacă vreți, adică nu dacă vreți chiar, cred că într-un videoclip, sau nu, cred că am șters acel videoclip. Da. Dacă ați văzut videoclipul, dați, adică nu vă mai dați. Dar dacă l-ați văzut, dacă l-ați văzut, dați-vă în continuare. Aici la bancă mergem, avem așa. Avem trei secrete. Primul secret este aceasta, adică nu este un secret, de fapt. Imediat. Acesta este primul secret. Primul. Aici este ca la suet. Acolo de la poliție, poți să vezi camerele de vedere și dacă nu știți să ieșiți, doar săriți și mergeți așa. Sau doar săriți. Păi dacă vreți plecați, doar așa. Da. Acum, al doilea secret este acesta. Intrăm aici, așa, 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 și am ajuns aici la bancă. Haideți să spargem și un pic banca. Glumesc, știu că este o infracțiune. Acum, haideți să vă arăt ultimul și nu cel din urmă, al treilea secret. Aici, dacă intrați pe la jumate, este aici o ușă. Dacă stați aici și vă întrebați, dar aici este ușă. Hai să plec. Nu. Nu plecați, doar intrați în ușă. Și, păi, așa. Și am ajuns în piscina de la grădiniță, adică de la daycare. Da. Și acum o să vă arăt secretul cu
casa frăției. Și după aia vreau să dau și pe o muzică faină. Da, când vedeți așa o casă, când are așa, să nu vă duceți. Pentru că vă duceți jos și vă duceți direct la spawn. Și după aia rămâne ușa deschisă și dacă dai de la spawn nu poți să-ți închizi. Pentru că scrie acolo, must be closer to perfect action. Și după aia nu mai puteți. De exemplu, uitați, deci vă duci aici jos în bibliotecă și, și de exemplu, un hoț intră în casă și ziceți, oh nu, este un hoț, haideți să mă ascund chiar aici. Dar dacă aveți și voi așa mașinuță ca mine sau altceva, o coadă, veniți aici la cel mai mare secret. Apăsați pe acest buton și intrați. Și această casă se mai spune și casa frăției, cea mai sigură casă. Adică casa, adică nu chiar singura casă care n-ar safe, dar că este singura casă non-premium care n-are safe. Adică mai este și asta de armată, adică cele încercuite cu roșu n-au safe. Vă asigur, bine? Asta are safe, asta o să așteptăm până se facă.